Să înțeleg că e mâncare vegană tradițională moldovenească, cu pătlăjică. Asta și ce-a rămas. Da, migdale n-au moldovenii tradițional. Sau ăștia sunt singuri de caise. Mai mult fotografie cu mâncare. Ce mentalitate. Nu, dar înțeleg că vă adunați aici ca nu neapărat să mâncați sau să vă lăudați cu mâncarea voastră, dar să... În primul rând, să formăm o comunitate de persoane care gândesc la fel. Și din punct de vedere... Și veganismul nu e un fel de a mânca, dar e o atitudine față de viață, față de mediu, da. E un stil de viață și care conține, vorbește despre valori etice, morale, spirituale și inclusiv sănătate. Și despre sănătate, da, nu doar despre sănătate. Cineva ajunge prin din motive sănătate, cineva ajunge din motive etice. Unii vor să slăbească doar motive de siluetă, da. Da, poate fi și asta, dar cred că mai rar, mă gândesc mai rar. Nu știu, am auzit femeile deseori, mă întreabă, dar și ai slăbit pentru că ești vegan al treilea an? Dar eu nici n-am fost gras niciodată, chiar și când mâncam carne sau lactate. Și vă adunați duminica, aici? Sau pe Facebook aveți pagină, grup sau ce e acela? Eu personal am pagina vegan, magazin Moldova, scopul pagină. Ai magazin, e comercial? Revistă. Ai așa o revistă, a, magazin din engleză. Scopul meu ca să vorbesc despre producătorii de la noi din Moldova, pentru că eu, de exemplu, m-am întors din Italia cu 2 ani și căutam unde și este de cumpărat de mâncare sănătos, vegan și așa mai departe. Plus, dar puteți și scrie că e de post, înseamnă că ești vegan, nu? Da, poți fi înșelător? Nu, pentru că nu înseamnă neapărat sănătos. Am înțeles. Poți să conțină conservanți, colorant, chestii, dar... De acord. Mulți concentrează, adică caut o legumă mai bio, mai nu crescută cu sau stropit ceva sau fructe. Avem noi producători de artizani, de fapt, artizani de pâine, de exemplu, fără drojdie, fără gluten. Sunt producători de dulciuri și artizani, dar avem și producători, un producător mare. Și despre asta era pagina și te-ai gândit să faci evenimente periodice? Scopul meu e să vorbesc și despre persoanele vegane, adică uite, cu Alex, încă nu am făcut un interviu, încă n-am făcut. să fac interviuri cu persoane și să le arăt oamenilor că, de fapt, veganii sănătoși. Nu sunt marțieni, da? Inclusiv și mental tot. Exact. Și era... Și plus încă ca să formăm o comunitate de persoane care gândesc la fel, pentru că un pic veganismul e privit cam sceptic. Și da, e ceva nou, pare un moft așa. Noi toți cam ne confruntăm cu atitudinile astea cam de neîncredere. Da, dar și ești baptist, ori și ești bolnav. Adică privesc nu ca straniu sau să începe discuțiile de B12, dar cum proteine să nu dai la copii sau ceva de gen, dar cum locuim proteina și multe, foarte multe nuanțe. Văd că atmosfera e prietenoasă aici. Da, până acum am fost mai mulți. Da, eu am venit cam târziu. Și a fost, în orice caz, luna iulie, m-am gândit că eu fac și sunt și promotor, cum spune corect, homeschooling-ului Moldova. Și am unit... Da, спасибо, Иван. Чао. Всё, всем пока. Пока. Ждём в следующее воскресенье тоже будет. Есть полосы придумали. Deci ideea e că în fiecare duminică ați început să vă adunați aici. Luna iulie, da. Pentru că noi uleacă ne-am uitat și după... hai să spunem așa, n-am inventat roata. Ne-am uitat după cei din la Odessa, veganii din la Odessa, că e acolo că se întâlnesc, sunt mai uniți. Da, sunt mai mulți acolo, da. Și orașul mai mare, da. Se întâlnesc mai des și practic undeva, practic fiecare săptămână se întâlnesc undeva. Tot. Și, și noi putem să facem asta. Și deci până acum de câte ori ați? Mai organizăm și vegan barbecue, adică facem anumit din ceva foc. Da, că e tare tradițional. Frigărui, tătumea la frigărui. Și noi facem frigărui cu morcovi și cu cartofi, da? Nu, este, noi este spate făcut frigărui din seitan, din textura de soia. Adică un fel de înlocuitor de carne. Am înțeles. Soia, din produse din soia. Am înțeles. Și seitanul e suface cădare din... Din gluten. Dar se găsește undeva în magazin la noi? Seitanul nu prea, dar ștoful se găsește. Este, ce mai este în spate? La cărătar, ciuperci, dublicei. Aici cartofi, da. Da, noi îi facem de pe cei la Valea Morel, noi aici. Aici nu-ți permite. La izvorul Tamara.
Și acela tot are o periodicitate anume, dată pe lună, când, cum se face, când vreo și ocazie. Când, da, când... Și anunțați eventul pe grupul acela sau pe pagina sau cum, cum află da, lumea? Da, dar asta diferit și nici organizat. Că au fost evenimente organizate și de Ecovizio într-un timp. Tot e un grup sau un ONG chiar sau ce? E, parcă am auzit de ei. E o asociație, chiar asociație, da, aha. Care sunt, are mai mult, acolo sunt foarte multe, au multe proiecte, mm-hmm. sponsorizate foarte bine și inclusiv acolo sunt o parte bună din colaboratori, sau cum mm-hmm. sunt chiar și vegani. Am înțeles. Și au inițiat ei, Daniela Luca, acum, pur și simplu, are copil mic mm-hmm. și s-a... Copil mic nu prea poți ieși nicăieri. Festivaluri s-au organizat. Da, festivaluri organizează. O să fie festivalul, cum se numește, eu fugi de amunica. E pe Iarmăreco. Iarmăreco o să fie în septembrie. Da? 15, dacă nu mă greșesc. Deci dacă vrea lumea să adere, să informeze, vă găsește pe Facebook sau duminică aici de la ce oră? Suntem de la, adică am anunțat de la 12, dar suntem până seara la 8. Și vin aici lângă terenul de joacă, înțeleg, în partea dinspre lac, dinspre strada Creangă și lac, da, intrarea de din spre lac, aproape de terenul de joacă. Ok, cum vă prezentați? Eu numesc Diana Chicu. Și băiatul? Alex Vega. Așa e pseudonimă, da? Da. Mulțumesc.